Bună seara și bine v-am regăsit, dragii telespectatori! Este 31 octombrie și, cum știm cu toții, am împrumutat sărbătoarea de Halloween. Este o sărbătoare împrumutată și cred că noi românii am făcut acest lucru din dorința de a ne mai distra puțin, de a ne întâlni cu prietenii și de a petrece. Deci, în această seară este Halloween și iată că și la noi aici, la televiziune, ne-am pregătit de această sărbătoare și petrecem cu toții. După cum observați, avem foarte mulți invitați, am pregătit și bostănei și cu siguranță ne vom simți bine în această seară. Așa cum spuneam, mă gândeam de ce am împrumutat noi această sărbătoare. Această sărbătoare de Halloween. Sunt foarte multe discuții pe subiectul acestei sărbători, dar noi trebuie să luăm partea bună și vă pot spune că doar această sărbătoare este un prilej de a ne întâlni cu prietenii și de a ne mai distra puțin, de a uita de grijile zilnice și a încerca să ne destindem. Și nu numai că petrecem, dar ne și costumăm într-o anumită ținută. După cum vedeți, invitații au venit pregătiți, pentru că orice petrecere de Halloween este o petrecere cu tematică și nu poate veni oricine îmbrăcat oricum. Trebuie să ne costumăm. Vedeți că suntem pregătiți și tocmai de aceea vreau să prezint invitații mei și dumneavoastră. Am să încep cu... Cine ești tu? Patrick Gabriel. Așa, și ce în ce ești tu îmbrăcat? Ești Spider-Man. Deci, după cum observați, un Spider-Man adevărat și a venit în această seară la noi. Mai departe, ce avem noi aici? Matei Dabija, da? Eu am să spun numele invitaților din această seară, iar ei vor spune în ce s-au costumat, ce reprezintă în această seară. Sebastian Matei, tu ce ești? Sebastian Dabija. Sau cum te cheamă pe tine? Matei Dabija, nu? Da. Doamne, l-am pocit de sărbători de Paște, o să-ți dau un miel. Ce reprezinți tu? Eu sunt Superman. Superman, dar știi tu ce face Superman? Salvează oamenii. Am înțeles. Mai departe, Carina Fechetă, o fetiță de 8 anișori. Ia spune, tu ce reprezinți? Raven Queen. Este o regină, o păpușă, ce este? O păpușă. O păpușă, foarte, foarte frumoasă. Acești copii vor și defila și vor prezenta costumațiile lor atât de frumoase. Carina, poți să-mi spui ceva despre sărbătoarea de Halloween? Știi tu ceva? Pentru că copiii se costumează așa ca să alunge spiritele rele. Deci sunt spirite rele, da? Deci nu mai avem niciun spirit rău în această seară. Avem atâția copii costumați încât va fi numai bine. Mai departe, Ariana Creangă. În ce ești tu costumată? Eu sunt Maleficent. Și ce reprezintă? Reprezintă o veștoare care a blestemat fiica prietenului meu Ștefan și când va împlini 16 ani se va înțeba într-un fus. Am înțeles. Deci tu ai timp să așezi până la 16 ani, da? Ok, bun. Mai departe, Alexandra Lucian, da? Da. În ce ești costumată? Eu în seara asta sunt costumată într-o vrăjitoare și vrăjitoarele fac diferite porțiuni, magie și vrăjește pe toată lumea. Și tu ce faci? Eu vreau să fac magie în seara asta. Magie, deci ești pregătită, da?
foarte frumos. Mai departe, stai să mergem în partea asta. Ce avem noi aici? Pe Giulia Dancă. Eu sunt costumată în prietena lui Maleficent. Aha, deci domnișoara de aici e prietena ta? Da. Așa, și cum vă înțelegeți? Bine. Da? Tot, deci, și în poveste, tu ești prietena ei? Nu, încă nu ne-am întâlnit. Nu v-ați întâlnit? Nu. Vă întâlniți la 16 ani? Da. Ah, deci mai avem timp să așteptăm. Și am și niște aripi, numai că sunt așa, invizibile. Așa. Numai că eu fac o magie și o ajut pe Maleficent când e greu. Și mai ajut să fim amândouă puternice. Frumos. Ce spuneai? Că mă ajută să curățăm prin casă. Da, faceți și lucruri din astea? Mai faceți curățenie? Păi facem noi niște poțiuni și după gata. E bine. Mai departe, cu vrăjitoare cu mătură, nu? Amalia Buzdugan. Deci ce reprezinți tu? Sunt o vrăjitoare care va plesema pe toată lumea. Și e frumos așa? Da, doar de sărbătoarea de Halloween. Deci doar în seara aceasta, da? Și te-ai gândit-o așa pe cine să blestemi? Ai o listă? Da. Ai pregătit-o? Și sunt și eu pe lista aia? Da. Graf. Ok. Și cu mătura ce faci? Zbor. Zbori. Unde zbori? În bărlog. Am înțeles. Te duci acolo să-ți pregătești blestemele. Dar blestemele sunt de bine sau de rău? Că nu mai știu. De bine. Bun, m-am liniștit. Deci tu nu blestemi în rău. Ok. Aoleu, dar Spider-Man azi. Dar tu ce faci, Spider-Man? Te lupți? Ce faci tu de obicei? Trag cu pânza. Cum? Trag cu pânza. Aha, cu pânza, da, zbor, nu? Da. Am înțeles. Ok, mai departe. Pe cine avem noi acolo? Pe, eu vă prezint cum se numește. Se numește Daria, da? Și în ce ești tu costumată? Eu sunt costumată într-o pisică elegantă. Și care vrea să aibă mult stil. Mult stil. Pisicile în general au mult stil dacă vor. Și îl cunoști pe Spider-Man? Nu, chiar deloc. Nu? Nu. Nici tu, Spider-Man, nu o cunoști pe pisică? Da. O cunoști? Da. Ai salvat-o vreodată? Nu? Vezi, el te cunoaște. Tu nu-l cunoști. Asta e, ok, foarte bine. Mai departe, ce avem noi acolo, vrăjitoare adevărată, Alessia Dabija. Bună seara, eu sunt Alessia și astăzi m-am pregătit să fiu o vrăjitoare, așa cum să spun, vrăjitoarea tuturor vrăjitoarelor. Am înțeles. Și ești bună sau rea? Rea. Rea, frumos. Ai pregătit ceva surprize invitaților de la această seară, dacă tu ești vrăjitoare? Da, câteva. Câteva, secret. Pregătit. Ai pregătit? Da. Pot să vă întreb ce ați pregătit sau e secret? Secret. Puteți. Da, te întreb, ce ai pregătit? Am pregătit un blestem. Așa. Cu Maleficent. Așa. Și am decis să ridicăm în jurul castelului nostru niște mari spine, așa, de trandafir, ca să nu vină nimeni să ne intre și să ne invadeze palatul, indestructibil, bineînțeles. Aveți un palat? Da, indestructibil și toți spinii vor fi indestructibili. Aha, nimeni nu va putea intra în palatul vostru. Pentru că noi vrem să ne apărăm.
Am înțeles. Și dacă sunt atât de mulți invitați, nu îi acceptați și măcar în seara asta să petreceți, că de Halloween se petrece? Da, numai că am făcut o mare listă cu vreo 5.000 de oameni. 5.000, am înțeles. Sau 50.000. Mai mulți. Da. Și vin toți în seara aceasta? Da. Frumos. Castelul nostru și am zis ca să înveselim un pic atmosfera, că la noi este alb și negru. Așa. Și tu ești roz sau mov? În sensul că vreau să ne înveselim așa. Așa. Să nu speriem oameni. Așa, corect. Petreceți. Și, da. Așa. Și n-am vrut să îi speriem foarte tare. Și cu spinii cum rămâne? Cu spinii, păi avem o poartă secretă. Așa. Și o să le arătăm unde să intre. A, deci în seara asta sunteți prietenoase. Da, să zicem. Aha, surprizele vor fi înăuntru. Da, și surprizele vor fi și aici. Am înțeles. Ok, bun, așteptăm. Să mergem mai departe, să facem prezentările. Pe cine avem noi aici? Pe Elena Coman. Eu sunt o vrăjitoare bună. Oh, deci sunt și vrăjitoare bune, da? Vrăjitoare bune. Ok, foarte frumos. Mai departe, hai. Cum te numești? Roșu Daria și sunt o vrăjitoare bună. Ok. Sunt Condora Nicoleta și sunt o vrăjitoare bună. Ok. Și ultima și nu cea din urmă, da? Maria Ivancea. Ce reprezinți tu, Maria? Eu în seara asta sunt costumată în vrăjitoarea cea rea din vest, din povestea Vrăjitorul din Oz. Ok. Deci tu ești cea rea și ești înconjurată numai de vrăjitoare bune. Nu? Așa. Sunt rea. Și tu ești rea, da. Nu prea se... O să distrugem toate vrăjitoarele bune. Am înțeles. Mai aveți ceva de spus despre această sărbătoare de Halloween? Sau dacă vreți să ne mai spuneți ceva, vrei să ne mai spui ceva, Ariana? Sau Maleficent, sau cum te numești? O să vă mai prezint ceva despre Halloween. Poftim, te rugăm. Halloween este o sărbătoare celtică și în loc de dovleac se mai poate spune și lumânarea lui Jack. Aha, înțeles, frumos. Avem multe lumânări lui Jack. Așa. Ok. Halloween este și o sărbătoare americană. Da. Păi, tocmai am spus că a fost această sărbătoare a fost preluată de la americani și eu mă gândeam, cum spuneam la început, că am preluat-o doar pentru a ne distra, da? Pentru a ne costuma, pentru a ne pregăti. Da, Amale. Mai este o sărbătoare în care noi ne costumăm în ceva frumos, cum ar fi învrăjitoare, craniu, vampiri, ca să alungăm spiritele rele. Ok. De Halloween, americanii se costumează și merg și bat la ușă și spun, ne dați ori nu ne dați? Și dacă le dau, întâi trebuie să îi sperie. Și ei au un un mare panou care el ridică să vadă dacă chiar merită bomboane. A, ne da sau ne da, se da. La bomboane. Da, da. Și îi cer bomboane și dacă nu e speriat de tare, trebuie să vadă la o altă casă ca să, să fie cât sperietura mai mare, cu atât mai multe bomboane. Se mai spune de Halloween că trebuie să te costumezi pentru că să te duci la fiecare casă să colinzi. Bine, cu. Și voi ați fost colindatul? Nu. Pentru că n-avem cum. Pentru că oamenii nu ne primesc. Te dați ori nu ne dați? Dați încercat? Mm-mm. Pentru că o să ne facem de râs. Eu, dacă așa, atât de frumoase sunteți și atât de Ai încercat? Da. Și? Am mers. Și ți-a dat ceva? Da. Ce?
colace, bomboane. Frumos! Tu, domnișoară? Nu. Ai fost? Nu. Nu. Eu vă propun, după ce terminați petrecerea, să mergeți și să bateți din ușa în ușă. Dar nu are cum să ne deschidă, pentru că noi suntem prea înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Da, da. S-ar putea să vă deschidă și poate... Putea. Să încercați. Le tragi de o sperietură trăsne. Eu spun că sunteți foarte, foarte frumoase, da, și cu siguranță toată lumea o să vă deschidă dacă veți încerca să bateți la ușile oamenilor. Și acum o să las telespectatorii să vă urmărească pe fiecare dintre voi și să vă admire în toată splendoarea voastră.